Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. De această dată facem un challenge. Bine, un challenge nu e ceva foarte greu. Ideea este, dacă ați fost pe internet zilele astea, ați observat că este un challenge nou pe YouTube. Se cheamă 10 Years Challenge. Adică trebuie să iei o poză cu tine de acum 10 ani și o poză cu tine de acum, să le pui cap la cap și să vezi cam ce diferențe sunt. Ei bine, eu am făcut asta cu această poză, chiar aici. Dar înainte de toate v-aș ruga să dați un follow aici pe Instagramul meu și dacă vreți vă facem un Q&A să lăsați întrebări în comentarii. Bun, deci ce pot observa în această mirobolantă poză de aici? Hei, pot vedea că aveam un păr extrem de wow, adică în poza când eram mic de acum 10 ani. Aveam un păr foarte interesant, ce pot să zic, și desigur în poza de acum, cea mai recentă poză, la fel, un păr foarte interesant, ceva puțin mai bine aranjat, dar da. Ce observ în poză de acum 10 ani este că ne lipsit un hanorac de pe mine, adică după cum vedeți și acum am un hanorac pe mine. Da. Nu lipsește hanoracul. Asta e stilul meu de pe atunci, abordam stilul ăsta, îmi plăcea. Spor hanorac. Bine, acolo am tricou, era vară, era cald, mi se pare că eram la munte și... Na. O poză cu mașina. Deci, ne lipsită poză cu mașina. Și altceva ce poză, nu știu ce aveam în mână. Ha, mă uit așa, n-am încercat să-mi dau seama ce aveam în mână, dar nu am găsit. Nu pot să-mi dau seama. Tricoul ăla știu că mi era mare și îl purtam foarte rar. Deci mi era foarte mare și îl purtam foarte rar. Dar, na, în rest chiar nu prea știu ce aș putea să zic despre această poză, chiar habar nu am. Înainte de toate, hai să mai observăm puțin urechile mele care erau așa și nu știu de ce. Și eram așa, puteam așa, încruntat. Nu știu dacă am găsit cea mai bună poză cu mine, dar e o poză de acum 10 ani cu mine. Eu acum fac 16 ani, acum pe 27. Voi vedeți clipul ăsta probabil duminică, pe 20, cred. Da. Deci, hei, deci dacă vreți, facem încă o dată, dacă vreți, facem un Q&A, lăsați în comentarii, jos, și încă o dată, share ăsta, follow pe Instagram. Bine, ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa.